Cu mulți ani în urmă, clasa motocicletelor de cilindrie mare era dominată de producătorii din Marea Britanie, Norton Triumph BSA. Pentru a contracara aceste motociclete, firmele japoneze au început o concurență. Cine scoate primul o motocicletă de 750 cilindrie care era preferată la acea oră? Honda a reușit și motocicleta a devenit o legendă, CB750 4. Pentru că rămăsese puțin în urmă, Kawasaki a hotărât să întârzie cu încă 3 ani lansarea acestui proiect și a produs prima motocicletă de 900 de centimetri cub naked din seria Z. 45 de ani mai târziu a apărut a doua generație, doamnelor și domnilor, Z900 model 2017. Dacă prima generație de Z900, cunoscută și ca Z1, a spulberat toate recordurile de viteză și a impresionat pe toată lumea, nu numai în campionatul mondial de enduranță, ci și în campionatul american AMA, cea de-a doua generație nu și-a propus să fie o motocicletă hipersportivă. Dimpotrivă, este gândită să fie o motocicletă pentru folosința de zi cu zi, cu dotări de mijloc, o motocicletă prietenoasă, predictibilă, care nu-ți poate face surprize neplăcute. Un motor obișnuit 4 cilindri în linie răcit cu lichid de OHC, 124 de cai produși la o turație de 9500 de rotații pe minut, un cuplu maxim de 98 Nm la 7700 de rotații pe minut, o motocicletă lungă, un ampatament de 1450 de mm, dar înălțimea șeii foarte prietenoasă de 790 de mm. 210 kg la plin și dotări de mijloc, spuneam. Frâne bune, dar nu de top, Nissin, cu discuri nu foarte mari, de 320 de mm pe față flotante, 250 de mm pe spate, și amortizoare Kayaba, asemănătoare cu cele pe care le-am văzut instalate pe Kawasaki-ul H2, dar departe de acel model, pentru că acele erau Showa. Astea sunt niște amortizoare parțial reglabile, dar toate aceste reduceri ale ofertei s-au oglindit în prețul final. De obicei prețul vi-l spun la sfârșit, dar acum veți înțelege de ce menționez asta. 8800 de euro toate taxele incluse pentru o motocicletă care este de aproape 1000 de centimetri cubi. Ea este intitulată Z900, dar motorul are 948 de centimetri cubi și din această cauză este greu să o compari cu alte motociclete de pe piață care sunt sau de 1000 de centimetri cubi sau de 850 de centimetri cubi. Niciuna de 950. Când te sui prima dată pe această motocicletă, ești puțin influențat de aspectul sportiv al ei. Într-adevăr, ghidonul este mai plat și îți impune o poziție grupată spre față. Dar motocicleta nu este o sportivă. Este foarte plăcută și curgătoare. Asta și datorită cutiei de viteze, care este etajată, 5 dintre cele 6 viteze sunt foarte scurte și apropiate, iar cea de-a 6-a este mai lungă. Contează foarte mult și manevrabilitatea deosebită, conferită de unghiul de bracaj mare de 33 de grade. Este o motocicletă cu care poți să mergi în trafic foarte ușor, mai ales că revenim la acel caracter liniar al motorului, fără hopuri, fără sărituri, motocicletă plăcută. Amortizoarele sunt pentru folosința pe stradă foarte bune, sigur. Nimeni nu se duce cu așa ceva pe circuit. Nu este gândită pentru circuit, ci pentru folosința de zi cu zi. O motocicletă cu care poți să mergi și într-un oraș aglomerat, pentru că controlul este total, motorul fiind foarte curgător. Vă voi da încă un detaliu constructiv ca să vedeți de ce este această motocicletă atât de manevrabilă. Chiar dacă este gândită pentru folosința de zi cu zi, șaua motocicletei nu este un fotoliu, nu este groasă, moale și plăcută. Dimpotrivă, este una puțin mai sportivă, sunt folosite materiale puțin mai dure, dar asta îți conferă un control total, pentru că informația transmisă este
curată, este exactă, la fel ca la mașinile sportive sau la avioane, de ce nu, în care informația este transmită prin scaun. Și de obicei la mașinile sportive se caută ca poziția scaunului să fie cât mai coborâtă pentru a simți exact senzația transmisă de amortizoare. De obicei când vorbesc despre motocicletele moderne, amintesc conținutul pachetului electronic, structura sa, moduri de livrare a puterii, quick shifter, unitate de măsurare inerțială, launch control, wheelie control. Ei bine, această motocicletă nu are nimic din toate astea. Are doar ABS care este impus de legislația europeană și în rest nimic. Gaz, motocicletă fără nicio electronică pentru cei care vor să guste adevărata plăcerea pilotajului. Până data viitoare, vă urez mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!